Dramă în ajun de Sfântul Nicolae, un bărbat și-a pierdut viața într-un accident stupid. Totul s-a întâmplat între localitățile Maglavit și Drobeta Turnu Severin. Victima a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un autotren care transporta lemne. Impactul a fost atât de violent încât tirul s-a răsturnat pe șosea. Purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru, a precizat că șoferul autoutilitare a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Chiar dacă primele cercetări indică faptul că accidentul s-a produs din cauza neatenției bărbatului decedat, șoferul de tir s-a ales cu un dosar penal pentru ucidere din culpă.